Salutare jucăinilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Prahova Roleplay. Ei bine, jucăinilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe pentru că mai avem puțin și ne strângem peste 20.000 de jucăini pe acest minunat canal de YouTube. Așa că haideți, cu un mare, mare subscribe, nu costă nimic. În 3 secunde puteți să vă abonați la acest minunat canal de YouTube și bineînțeles, nu uitați să lăsați și un mare follow la pagina noastră din Instagram. Instagramul găsiți aici stânga jos, așa că haideți acolo cu un mare follow pentru că acolo găsiți linkurile cu absolut toate modurile din seriile noastre de roleplay. Așa că haideți cu un mare follow și bineînțeles noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jucăinilor, suntem cu Dacia. Am zis, băi, să o mai scot la plimbare un pic pentru că n-am mai luat-o de ceva timp. Și aici în spatele meu am, bineînțeles, o mașină de tuns iarbă. Am dat motocoasa aia pe care, după cum știți, o am avut-o ceva timp. Am dat-o pentru că s-a stricat, nu mai mergea, am dat-o la fiere vechi și, bine, nu, am luat decât 20 de lei pe ea. Dar, totuși, mi-am luat una în schimb, una de asta. Am zis, băi, care să strângă și iarbă, să nu mai, să fie totul în regulă, să zic așa. Și până la urmă am cumpărat-o pe asta, am dat 5 milioane cu... 5 milioane am dat pe ea și bine, n-am luat-o acum, am luat-o acum vreo câteva zile, dar acum am fost la un alt nene și am cosit la el iarbă. Acum mă duc la alți domni, să zic așa, să mă duc să le cosesc iarbă de la din fața porții, pentru că chiar acum a venit din străinătate băieții, unul din Italia, unul din Germania și tot așa, vă dați seama. Oamenii acum vor să-și facă ordine pe aici prin gospodărie, pentru că vă dați seama, fiecare care vine acum din străinătate, mai ales în luna lui august, își face ba case, ba nu știu ce, ba bine, treburi, fiecare își face treburile lui. Acum eu mă duc să fac și eu un ban, vă dați seama. Și să vedem la nenea ăsta. Bine, a spus că ei au treabă, nu știu dacă mai mă găsesc cu ei, pentru că banii mi-au dat dinainte. Am spus, atâta face motorina, atâta face și manopera și nu mai are rost să mă mai întâlnesc cu ei. Uite, nene ăștia, mamă, 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 stai așa că sunt periculoși. Oamenii de aici din zonă, văd că bine periculoși. Văd că erau doi domni polițai și un comisar bănuiesc. Acolo am mai stat odată, dar nu știu unde au parcate mașinile, cine știe. Ia să tragem noi stânga, nu? Tragem stânga un pic. Dacă tragem în stânga un pic, dacă nu mă bag dreapta și gata. Am încheiat treaba. Bun, lăsăm mașina pe avarie un pic. Sau, hai că o las pe avarie dacă tot așa. Aici e gospodăria oamenilor unde vor să le tund eu iarba. Ia uitați. Au iarba destul de măricică, pot să zic că chiar destul de măricică. Și da, aici e gospodăria lor. Ia uitați, mașini de ultimul model, bineînțeles. Cine nu vine din altă țară cu mașină de plus 10-20 de mii, vă dați seama ce zic oamenii, băi, ăștia merg în țară degeaba. Bine, da, nu e chiar așa, dar totuși, fiecare care merge acum în străinătate trebuie să-și ia o mașină de asta mai luxoasă, un pic mai premium. Da, fiecare acum, ia uitați ce Tiguan frumos. Da, așa, da mașină, mi-aș lua și eu una de asta. Mai scumpă Audi și Audi ăsta A4, chiar e mișto. Bun, haideți acum să trecem la treabă, pentru că na, trebuie să ne facem noi treaba pe aici. Ia să vedem. Ne-am băgat frumos aici în iarbă, dar haideți să vedem să facem un fel următor. Pornim un pic asta. Ia uitați, asta ne ducem un pic un marșalier pe aici. Haideți să facem și o poză, zic eu, nu? Facem și o poză că până la urmă na. Haideți să pornim mașina de tuns și să-i dăm bice pe aici cu tunsul de iarbă, pentru că vreau să fac și eu un ban. Bine, banii mi-au dat dinainte, vă dați seama că banii mi-au dat. Dar, na, trebuie să îmi fac treaba ca să mă mai chemi și data viitoare. Cine știe, până pleacă înapoi în Germania, în Italia, unde pleacă ei, poate iar crește iarba și vin să le posesc. Vă dați seama, până la urmă, cam așa se întâmplă, să vă zic sincer. Da, na, fiecare. Am și eu atâtea neamuri plecate în străinătate, vă dați seama, dar am fost și eu odată. Da, am văzut care e treaba, am făcut eu niște bănișori. A ajuns, acum am zis, băi, mă pun aici la casa mea în România. În Românica noastră, că e frumoasă rău. Îmi place mult aici, mai ales la țară. Mai ceva, mânciu o legumă
bio, cum s-ar zice, mănânci ceva natural, adică mie cel puțin unul aici îmi place la țară. Scrieți în comentarii unde vă place mai mult, la țară sau la oraș, că sunt chiar curios. Și câți dintre voi sunt de la țară și câți de la oraș. Chiar sunt curios, așa că scrieți în comentarii acolo. Uite, au crescut burienele astea și pe drum pe acolo, am văzut, ia uitați. Au crescut peste tot și burienele astea. Nu mai știu pe unde să crească, vă dați seama. Păi da, când pleci cu lunile, vă dați seama, în afară și nu te mai întorci, crește iarba. Vă dați seama, crește fără niciun stres. Mai ales dacă ieși zona de așa natură. Ia să o luăm noi pe aici, să ne întoarcem un pic. Și nici nu știu cum să mă bag eu pe aici. Hai că mă bag așa, într-un fel, pe lângă hidrantul ăsta și dă-i blan. Ia, uitați. Tot unde pe aici, să facem frumos curtea omului. Bine, sunt doi frați, parcă. Aici, așa, din câte am înțeles, sunt doi frați pe aici. Da, fiecare. Ia să ne întoarcem pe aici, prin partea asta încosit, să ne băgăm și în părțile celelalte, nu? Hai să oprim lama un pic. Oprim un pic lama pentru că, na, am cosit pe acolo, acum să ne băgăm prin partea asta, pe aici e un pic mai mult. Bine, da, nu e asta problemă, cosim mai întâi lângă drum, op, unde e mai puțin greu. E bine că pe aici nu trec mașinile așa mult și așa de des și putem cosi fără probleme. Da, uitați, până în poarta am venit cu coseala. Da, frumoasă curte au oamenii pe aici, au, ia uitați, brazi, plopi, tot felul de... E chiar frumoasă aranjată, numai că e iarba puțin mai mare, dar nu-i problemă că ne ocupăm noi de ea acum. Să facem curtea omului și mai faină. Ia uitați, așa. Băi, da, ia să mă întorc eu cumva pe aici. Aș vrea și eu, jupânilor, să-mi iau o mașină, să vă zic sincer, aș vinde Duster-ul. Pentru că, băi, n-am Duster-ul de mult, am câteva luni de când îl am, nu? Cam atât am. Bă, da, m-am plictis, să vă zic sincer, de el. Vreau o altă mașină, o mașină mai faină. Nu știu, mi-aș lua și eu un Merțan, ceva frumos acolo, să vedem. Dar, na, vreau să mai strâng niște bănișori, măcar o 400-500 de milioane în bani vechi. Și să vând Duster-ul, mai bag eu niște bănuți și îmi iau o altă mașină. Că, nu știu, mi-aș lua ori ceva, un Jeep mai mare, nu știu, ceva mai fain. Găsesc eu ceva ce să-mi iau, vă dați seama. N-are cum să nu găsesc. Atâta. Hai, pe aici merge. Hai că trebuie să meargă și pe aici. Ușor așa. Și da, nu știu, mi-aș lua un BMW, un Audi sau un Mercedes, mărcile astea de top. Să văd și eu, băi, care-i treaba cu... Care-i treaba și cu mărcile astea? Că vă dați seama, au mulți. Bine, mulți. Cine își permite are, vă dați seama. Sunt și care își permit mașinile astea, dar nu au bani de întreținere. Așa că, băi, mai bine ți-e un Logan dacă n-ai bani de întreținere, cum să o întreții corect, că altfel se strică mașina. Se strică și nu-i bine, mai bine nu-ți mai iei dacă n-ai bani să o întreții, să vă zic. Ia, atâta, ia să-i mai dăm un pic pe unde, pe aici, pe partea asta altă. Să vedem pe aici, mai putem da un pic. Hai mai nu vrea. Ba da, hai că-i mai dăm până, exact până unde se termină poarta. Atâta, ia uitați ce frumos. Așa, da, mai cosim un pic, mai alea. Pe la mine o să cum mai cosesc când o fi. Când o să crească mai mare iarba, dar până atunci mai las un pic. Ia, când o să fie mai urât, mai urât. Când o să crească mai mare iarba, atunci o să cosesc. Da, haideți că am terminat și de cosit pe aici, să oprim lama. Pentru că consumă benzină multă dacă nu opresc. Traversăm și noi un pic drumul așa, ca toți oamenii. A, uitați, frumos, băi, altă treabă parcă, nu? Altfel e acum când vezi că e tunsă iarba. A, uitați, frumos, am adunat-o pe toată, ce mai... Chiar mișto, pe acolo, pe lângă copaci, le-am spus că nu pot să bag mașina așa mult. Au spus că acolo curăță ei. Mai haideți să luăm, bineînțeles, mașina de tuns, mi-am făcut treaba cu ea. Să o punem aici în remorcuță și să mergem noi spre casă. Ia să vedem, pornim, da, ce mai pornește? Pornește, că am lăsat-o un pic la umbră. Am lăsat-o un pic la umbră, că am zis, băi, hai că... O, băi, ce-ai plecat, bă, plecat de aceasta prea deodată. Prea deodată o plecat de aceasta, băi, nebună. Nu mă, lua așa de tare. Așa, un pic, ia să dăm un semnal de stânga și... Dreapta, stânga, nici nu știu unde se mai dau și acum putem pleca. Ia, uitați. Ia, uitați ce merge Dacia. Merge Dacia fără probleme pe aici, prin zonă. Aici ai drumul ei de țară, ăsta așa mai cu gropi un pic. Un pic mai cu gropi. O să o luăm pe la stânga, pe la dreapta, pardon, imediat.
Bine, mai avem un pic, dar o să o luăm la dreapta pentru a ocoli și calea ferată un pic și pentru a ieși direct lângă, pe acolo, pe la poliție. Ca să mai scurtăm și noi un pic din drum, iau să o luăm pe aici la dreapta, pe aici, că tot am zis. Și hai să-i dăm un pic blană. Îi dăm, pentru că dacă cer e Dacia cât de cât, îi dăm și noi, nu? Uite, domn primar și-a lăsat porțile deschise. Și a lăsat domn primar porțile deschise, să nu intre altcineva în curte. A, bine, cred că are treabă, omul, vă dați seama. Nu le-ar fi lăsat el așa degeaba. Op! Ia, să-i dăm noi un pic pe aici, o luăm pe la dreapta, dăm un semnal dreapta și ieșim noi pe acolo pe undeva. V-am spus, pe la poliție vreau să ies, bă, era să-mi cadă asta. Îi spunem un pic de frână, hai că nu cade. Era să-mi cadă mașinuța de tuns iarba și abia am luat-o de câteva zile. E marca, nu știu ce marcă e, Honda parcă, ceva de genul, o marcă bună, dar m-a și costat 5 milioane. Normal, astea sunt mai ieftine ele așa, dar din câte se vede, chiar sunt destul de scumpișoare. 5 milioane, mai băgam încă 5 și luam o motocoasă mare, mare de tot. Da, e bună și asta, zic eu. E chiar foarte bună. Op, pe aici să avem grijă. Bam, bam, ușor să sărim. Și dă-i blană. Uite că avem un BMW-ul ăla la vânzare din testi din episodul trecut. Avem treiarul ăla la vânzare. Încă nu m-a contactat nimeni, să vă zic sincer. Dar parcă, nu știu, parcă într-un fel nu l-aș cumpăra. Mi-aș lua ceva mai frumos, să vă zic sincer. Mai frumos decât un treiar, nu știu, un cinciar poate mi-aș lua, că e fain rău. Un cinciar de la Break mai ales. Mi-aș lua că e frumos ară. Dar e fain și treiar, nu pot să zic că nu. Și are motor și asta mare, dar mi-aș lua tot la fel. Un cinciar 3.0 diesel, 245 de cai sau 300 de cai cât are. Și dă-i blană cu ăla. Ăla fuge de mama focului. Mai, dacă îl iau și Break, vă dați seama, e și mai spațios. Op. Asta, lăsăm aici la umbră de morcuța. Ne dăm noi jos, decuplăm și haideți să parcăm și noi Dacia pe undeva pe aici. O, ușor, ușor, ușor. Să o lăsăm pe aici. O las aici, în boscheți. Bine, nu chiar în boscheți, o las lângă gard. Bun, acum haideți să luăm și noi tractorul. Să luăm UTB-ul ăsta, că stă cam așa pe aici, cam aiurea. Să băgăm în viteză și haideți să mergem pe aici să-l lăsăm. Ia să vedem noi, să facem în felul următor. Ia uitați cum facem noi. Băgăm pe aici ușor, ușor, ușor de tot. Au, au, au. Ata, lăsăm aici remorcuța. O, deocamdată. Decuplăm, bineînțeles. Luăm tractorul și haideți să-l băgăm acolo, în spate. Ia să vedem noi dacă merge cum vreau eu. Așa, îl băgăm aici. Uite, perfect, 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 am căpot chiar. Îl oprim și haideți să-l lăsăm aici deocamdată, să-i dăm niște mâncări călu Bobiță. Și dăm și pe la găinușe niște mâncare. O, măi. Dăm niște mâncare pe la găinușe pe aici. Dar mai pe acolo. A, hai că am dat și pe la găinușe niște mâncare, niște grâu. Acum, uite, și Bobiță mănâncă. E caldare afară, să vă zic sincer, e caldare. Uite, mă, că e frumos și de asta nostru. Hai că nu-i chiar așa urât. E mișto rău. E negru așa, chiar frumos. Mai că n-a, l-aș vinde că m-am plictisit, să vă zic. Aș vinde, mergi la un Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, ceva, nu știu, mai bun. Merge Duster, dar nu se înfinge cum aș vrea eu. Pentru că, na, e un Duster până la urmă. Acum mă duc eu să parchez mai întâi UTB-ul ăsta. Să-l parchez eu frumos la locul lui acolo. Da, o să-l parchez acolo la locul lui. Păi mă duc după Armando. M-a dus să-l iau de pe câmp, că l-am lăsat la păscut. L-am lăsat în pripon un pic aici pe pajiște la mine. Cu tot căruță cu tot și mă să-l iau că deja are câteva ore de când stă. Hop, ne oprim, ne dăm jos și cred că am să vând și baloții ăștia într-o zi. Da, am să-i vând. Păi jupănilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like, pentru că m-ar ajuta enorm, enorm de mult. Și bineînțeles un subscribe pentru a ne strânge cât mai repede peste 20.000 de jupâni. Mai avem foarte puțin, așa că haideți cu un mare subscribe și, bineînțeles, eu vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.